S-au răzbunat după eliminarea din cupă? Nu e vorba de răzbunat, ci fotbalul este un joc, fotbalul este... Azi câștigi, mâine pierzi. Din păcate a fost un joc echilibrat, după părerea mea, un joc de luptă, de angajament din partea ambelor echipe. Am greșit de două ori și fotbalul greșeală așteaptă și am pierdut. Se pare că mai avem de lucru foarte mult la coeziune, pentru că au venit și mulți jucători noi și trebuie să se integreze în acest spirit, cum spun eu, veris, în acest spirit de luptă pe care l-am imprimat la echipă de un an și ceva. Le e mai greu, unii cred că fotbalul se joacă cu jumătate de măsură, dar am atenționat că nu se face așa și dacă vrem într-adevăr să jucăm fotbal în altă performanță, trebuie să ne dorim în totalitate și nu așa cu jumătate de măsură și astăzi pot, mâine nu pot. Vă referiți la ceva anume? Ce am de spus, o să spun în vestiar băieților, nu sunt adeptul a rezolva problemele în afara vestiarului. O să analizăm la rece și nu acum, că acum toată lumea este supărată și o să vedem unde sunt probleme și o să încercăm să le remediem. Ce nu am felicit echipa gazdă. Astăzi au reușit să marcheze pe două greșeli ale noastre. Ce nu a mers? Poate că n-am reușit să marcăm și noi și poate că am primit un gol ceva, de fapt și al doilea foarte ușor, ca la antrenament, și asta ne-a dat puțin planurile peste cap. Dar băieții au muncit până la final, ați văzut dumneavoastră, a fost o presiune continuă, din păcate nu am reușit să marcăm și asta este foarte, foarte, foarte greu pentru mine jocul, pentru că atunci când reușesc să marchezi, poți să lupți în continuare pentru obținerea punctului, că să iei 3 puncte, trebuie să marchezi. Și din păcate astăzi, noi la câteva ocazii care le-am avut, nu am reușit să rugăm nici în parte. Ați spus că ați luat ușor goluri. Da, am luat două. Faza de apărare? Nu discut neapărat despre faza de apărare. Toți băieții au muncit, s-au dăruit, dar încă mai există mici nesincronizări acolo și sperăm că ușor să le rezolvăm. Știți și dumneavoastră că un grupul de fundaj se sudează în ceva timp și noi încercăm să facem acest lucru. În schimb, pentru dăruire și modul cum s-a luptat toți băieții astăzi, vreau să mulțumesc. Se luptă Veris în continuare pentru primele trei locuri? Se luptă, e clar. Campionatul este lung, vedeți și dumneavoastră ce rezultate sunt. Cine se aștepta ca Speranța să câștige la Zimbru? Mai sunt 30 ceva de etape înainte. Ne luptăm până la ultima etapă pentru a obține tot ce se poate din acest campionat. La sfârșit, eu v-am spus de la bun început, că la sfârșit vom trage linie și vom vedea în ce situație suntem. Acum este mult prea devreme. Mai ales nevoie de întărit? Mai este nevoie de întărit, mai este nevoie de lucru la omogenizare. Avem mult de lucru. Suntem o echipă tânără pe prima scenă a fotbalului și cu planuri mărețe, dar trebuie răbdare și trebuie ușor să intrăm și noi în ritmul acesta de presiune al primei divizii. Vorbesc de primele trei locuri, pentru că și în prima divizie e ușor să joc. Dacă să joci sub presiune pentru primele trei locuri, trebuie să fii concentrat minut de minut și meci de meci. Mulțumim!